episodul de azi din Minecraft Park City am participat la cel mai prestigios concurs de pictat din întreaga lume. Dar cum s-a ajuns aici? Păi totul a început cu schimbarea de mandat a primarului din Park City. Rămâi până la final să vezi cine e noul primar și cine câștigă concursul de pictură creat de acesta. Așa că nu uita de like, subscribe și haide să trecem la treabă. V-am adunat astăzi aici pentru alegeri. Și întrebarea este cine vrea să participe. Eu nu mă bag. Bă, okay, păi dacă se bagă și Ping, mă bag și eu. Bun, o să pregătesc atunci, stai să scot astea așa. O să pregătesc atunci camera de vot aici frumos. Și voi mai povestiți între voi, mai, vă mai cunoașteți până, până pregătesc. Na. Ar face bine să mă votezi, Carlos. Bă, voi mă votați? Mă, care mă votează? Eu nu știu ce să zic pe parcul. Așa, gata, s-a rezolvat. Am pregătit camera, o să intrați pe rând, luați o hârtie din cufăr și o redenumiți cu numele votantului, ori pe Pink, ori pe domnul Pain. Eu nu trebuie să votez, am uitat, ok. Nu, scuze. Tu nu trebuie să votezi, hai, Rob, Milian, primul. Ok, mă. Pain. Nu le-am udă pe tine, votez. Nu mai rău ca altul, mă, n-ai pe cine. Auzi și votul unde îl punem, înapoi în cest? Da, înapoi în cufăr. Am înțeles. Ok, da. Înțelegem, vedem. Da, vedem. Gata. Fiindcă a fost ok. Asta, du-te tu. Bine. Pe cine ai votat? Da, uite cineva. Am votat pe Pink, ăla vrea să ne strice tu parc. Așa, hai că... Am văzut. Am votat Pink, ăla vrea să ne strice parc. Să știi că și el am votat pe Pink. Da, fii atent că ne fură la vot, O să ne trezim cu 3 de voturi și noi suntem aici. Știți că vreau o cadeaua aia, mamă, ce bun ar fi cadeaua aia. Eu am votat Ping, nu știu de voi, dar... Și eu, că... Da. Sunt de ciudat. Da, să știi, nu știu, sunt dubioși amândoi, habar n-am. Nu știu de unde i-am găsit. Primar, n-a fost nimic, abor. Ping a mai fost primar, dar nu știu cum a luat acolo. Și știi ce? A fost primar? A furat. A furat? A fost greu. Păi da, Pain vrea să ne strice parcul. Da. Să renovezi. Gata, băieți. Gata. Puteți să veniți, domnul Pink. Da. Avem un fel următor. Un vot pentru Pain. Yes, da. Pink. Yes. Hopa. Încă un vot pentru Pain, încă un vot pentru Pink. Aolo. Și ultimul vot este pentru... Da? Tobele, vă rog, Tobele. Nu mai am trompeta. Nu știu, stai, nu știu. Ce? Bine, I hate Pink. Bă, zi ceva de fapt. Haide. S-a furat mireasa. Ura. Bine. Știți ce? Nici nu voiam să câștig, da. Doar am glumit. Însă, dar nu vine să cred că nu ați vrut să avem o bibliotecă mai șmecheră în da, mai. Oh, mulțumesc Carlos, da. Da, și eu te-am votat. Deci nu vreți bibliotecă, bro, nu pot să cred așa ceva. Nu mai zic nimic, gata. Da. Am glumit, bro, am glumit. Da, ce s-a supărat? Păi tu, Carlos, nu o să primești broscuță, ceilalți o să primească broscuță, da. Și tu nu o să... Ți-a zis-o! Da. Wow, păi în calitate de nou primar, vreau să mergeți toți acasă să dormiți și să vă... Aolo! Mama. Uite, am adresat primarul, ați văzut? Poliția! Aolo! Bun, domn primar, veniți, fost primar, veniți să discutăm, zem, dacă trebuie să iau ceva, ghiozdanul primării și astea. Da, trebuie să vă dau câte și... ceva. Da, și mergeți acasă, dormiți și pregătiți-vă imaginația că începe acum concursul. Ce, mă? Ce concurs? În concursul, o să vedeți, o să vedeți voi. Ok. La primărie să facem. Păi eu mă gândesc că la primărie. Uite, fix aici că e un parc frumos, se uită la copaci, au inspirație, e mai bine, știi? Ar merge dacă unde doriți dumneavoastră până la urmă, sunteți nou primar. Da, chiar. Cum a fost treaba? Eu. Foarte bine. Ce crezi că avem de făcut, frate, că... La concurs? Da, oare ce-o fi? Bă, chiar nu știu. Să vedem ce vrea primarul ăsta, nu, n-am nici măcar o idee. Hai acasă și vedem. De la primărie? De la show, de la... Auzi, vecine, tu când îți începi casa? Da, haide. Păi, am ceva în plan, dar nu pot să spun acum. Am sens. Adică îți spun, dacă vrei. Da, vreau. Trebuie să-mi fac un bunker secret. Pentru că... Nu știu ce se poate întâmpla aici, știi? A, mai ales cu primarul nou. A fost de 3 ori la pușcărie, am auzit. Lasă-mă, n-are nimic.
Băi, vecine, ce? Eu vreau să-mi fac cea mai înaltă casă din tot Park City-ul. Nu pot să cred. Ba da. Și vrei să mă provoci? Bă, nu vreau să te provoc, eu vreau să am cea mai mare casă. Cea mai adâncă casă. Ia uzi. Ia, tu ce ți-ai făcut pe aici, pe la tine? Poți băi, să văd da, și da, vecine? Da. Ei, salutare, băieți. Salutare, salutare. Veniți și voi la eveniment? La ce eveniment? La ce eveniment? Venim. Evenimentul făcut de domnul Pink, e acolo în parc. Ok, când bun, e? Hai că ne vedem acolo. Bun, hai că ne vedem, e fix lângă lac. Bine, păi bine, și când, hai, acum? Hai. Bine, bine. Păi imediat, în vreo 10-15 minute, cred că... Păi atunci ne ducem acolo. Da, hai că ne vedem acolo. Da. Bun, perfect, haideți. Mamă, eveniment deja. Mamă, ce eveniment o fi. Ia vedeți că... Băi, eu unul pe Pink l-am votat ca și primar. Și eu l-am votat. Și parcă am simțit că ar face mai multe decât Pain, sincer să fiu cu voi. Nu știu, și mai de treabă. Mie mi-era frică să nu schimbe Pain tot parcul ăsta la care am muncit atâta. Bă, da. Da, asta nu era. Olo, ce se întâmplă acolo? Bă, jefuiește, se bat, ce se întâmplă? M-au furat, 50. Dacă nu le zic că mi-ai furat lanțul, 50. Uite, deci bă, ce faci? Ce s-a întâmplat aici? E, făceam o combinație. Mi-au furat lanțul. Plecați de aici. Faceți deal-uri. Bro, mi-au furat efectiv lanțul, uite, 50. Bine, hai, ok, 40 fie, hai. Hai, urcă cu mine. Bine, hai, dă 40, ok, da. Stai că nu pot să urc. De ce nu pot să urc? Doamne, ce oameni stai. În cotar ca asta de mașină, am înțeles, bun, hai. 40, dar ce, n-ai banii la tine? Și ăsta era să fie primarul nostru. Da, am să zic și eu. Cine era să fie primar, băieți? Și el face târguri în parc. Ok, dar unde a zis domnul Blue să... Cred că aici. Cred că mai în coam, au zis ceva de copaci. Ah, cred că uite pe aici, cred că pe aici. Da, pe undeva pe aici. Încă nu știu parcul ăsta atât de bine și... Avem și noi locuri, hai să stăm aici. Păi, stai să vedem dacă aici trebuia să stăm sau unde. Eu cred că mai în coal i-auzeam că discută ceva. Uite, uite pe fostul primar, da. Salut. Salut. Da, uite, aici, în partea asta, se pregătește domnul Pink, așa încetuc, dar mai are un pic. Veniți, cetățeni, gata. Gata, bun. Lucruri de putere. Ia, uitați-vă acolo să vedeți ce e. Mamă. Sper că ați venit cu imaginația la voi, că o să fie nevoie. Mă fac Victor, gata. Asta vreau să văd. O să fie, hai că vă zic de pe acum, dar da. Zic și când vine toată lumea. O să fie un concurs de pictură, o să fie 3 runde și fiecare rundă va fi câștigată de către cineva. Cel cineva primește $100. Wow, 100 de dolari! Și vezi, ți-am zis că am concurs pregătit, nu m-ai crezut. Da, nu te-am crezut. Cer eu scuze, da. 1000 de epuroi, scuze, vreau să cer. Da, bun. Da. Cum funcționează? Vreau că mi-am pierdut o sări broască. Așa. Cum funcționează? O să fie 3 runde cu 3 tematici diferite și la fiecare tematică voi trebuie să desenați ceva pe tematica aia. Cel mai frumos desen va câștiga 100 de năsoși și practic dacă câștigi toate rundele ai 300 de năsoși, cam așa funcționează. Wow! Bă, dar nu e problema. Să vă bat, atâta vă spun. E da, da, măcar dă-și tu bani mai mulți. Bun, vreau ca toată lumea să ia câte un set, o culoare, cele 3 canvasuri și câte un, cum îi zice la ăla, șevalet parcă, șevalet, nu? Șevalet, da. Da, câte un șevalet. Deci vreau toată lumea să aibă câte o daia. Are toată lumea? Da. Perfect, bun. Și ăștia care nu știm să desenăm? Pierdeți. O să zic imediat, dar unde e Blue? Aici eram, a fost un pic după copac. A fost să doarmă, nevoi. Am înțeles, bun. Fiți atenți, o să vă dau eu un exemplu. Deci stați un picuț așa. Mi-e aici o să fie urmează. Primul. Vreau câte un spațiu între fiecare dintre numai aceste șevalete. Două, trageți cu urechea și cu ochiul. Bun, o să fie unul în plus, o să rămână unul la voi. Ăsta e meu. Așa, că am ieșit la dreapta. Așa, suspectele, du-te la dreapta și pune. Nu la... ok, poți să pui și acolo. Și atunci mă duc lângă Blue. Păi, aici. Păi, asta e, tu ai rămas cu el, nu-l pune jos, dă-l încoace. Poftim, îl iau eu pe ăsta. Așa, du-te așa, că păi am pus eu unul în plus, asta e chestia. Da, cred că l-ai luat. Da, l-am pus, gata. Bun. Deci. O să vă bat.
Acum, ce vreau să faceți? Atât vreau ca atât. Toată lumea să pună large canvas-ul, ok? Nu ăla lung, okay. Nu ăla înalt, cel ăla large. Pătrat. Vreau să-l pun acolo. Okay. Da, da. Și acum trebuie să folosiți culorile ca să desenați. Ia să vedem dacă vă pricepeți. Vreau să vedem dacă reușiți ceva de test. Da, da. Așa, blue, da, reușești? Normal, normal, cum să nu reușesc? Ia uite, gata. Am înțeles, ok. Da, dacă ai înțeles, explică-le și celorlalți. Vezi că ai niște apă undeva într-un colț, ai niște apă. Aia o folosești ca să... Cum nu merge? Dă-i cu alb, dă-i cu alb. Am înțeles, da, și ia uite, aveți, aveți toate uneltele acolo, bun. Da, vorbim diferite, da, da, da. Da, acum că ați văzut cum funcționează, vreau ca toată lumea să șteargă ce a desenat, să aibă foaia... albă, mai ales Carlos, nu știu ce vrei să scrii acolo, numai că oprește-te în momentul ăsta. Nu scrie, nu scrie ce vrei să scrii acolo. Pink. Așa. Ok. Bun, hai să vedem. Avem ăsta cam pătrat. Prima tematică o să fie un mic ghiveci cu flori. Un mic ghiveci cu flori. Acum n-o să vă dau indicații. În funcție de cum decurge fiecare pictura, o să punem punct când vedem că lumea a ajuns aproape de final. Ai 3 ani la dispoziție, Carlos. Apucă-te de muncă. Bun, n-o să vă dau indicații de cum să desenați, pentru că vreau să vă folosiți imaginația voastră. Mama, se ce floare tristă e. E cam tristă floarea, e numai una, dar n-are prieteni. E pe imaginație, deci fă cum vrei tu. Imaginație, zici. Hai că la mine iese bine. Vă descurcați bine, ok, ia uite, oamenii au început, au început. Avem și câteva veze plutitoare, domnul suspectul e pe... realist, aici. Ia uite. Da, 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 ia uite. E fix în oglindă, îmi place, simetric. Apoi că-mi iese și mie. Ah, ia să vedem. Da, da, o floricică, încă o floricică. Carlos ăsta ce, bă, ce fel de vază e, mă? Bă, e o pereche de chiloți, nu e o vază. Bă, Carlos, tu unde ai văzut veze cu fundul ăla așa? Că nu o să stea pe masă. Mă, niciodată în viața asta nu o să stea aia pe masă. Chestia e că nu v-am zis, dar cum se vor alege câștigătorii? Nu aveți voie să vă votați propria capodoperă, dar puteți să vă duceți să votați pentru altcineva. Și eu voi vota și eu. Puteți să cumpărăm voturi? Nu, nu. Okay. Când se dă start la vot, vreau ca fiecare să vă alegeți o pictură care vă place și să vă duceți în spatele ei. Și dacă în spatele unei picturi se adună mai mulți oameni decât în spatele altor picturi, atunci acea pictură este câștigătoare. Mai aveți 15 secunde la dispoziție. Cât? Nu-s de acord. Nu, 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 nicio. 15 secunde. Nu, nu, nu. Nu-s de acord. Ok. Dar e ok să știu că nu sunteți de acord. Chiar, chiar îmi place. 2 secunde, 1 secundă. Aolo! Stop. Gata, gata, gata. Pensul la jos. Pensul la mine. Gata, gata, gata. Nu mai desena. Cum ai? Nu știu. Close și dă-i sign, sign and close. Semnează-te pe ea, Carlos. Dă-i un nume și semnează-te. Aha. Și astea le puteți duce. Mamă, dar ce a făcut aici chiloți? Astea o să plecați cu ele acasă, dacă vreți. Da, bun. Admirați toate picturile. O să mă uit și eu ce ați desenat aici. Da. Și cred eu că o să-mi aleg una, o să merg în spatele ei când începem să votăm. Mm-hmm. Da, da, da. Asta, adică e ok. Frumos, frumos. Bă, spune, mă. Da, dar nu-i terminată, da, totuși. Da, are fundalul. Mai șmecheră, cum da, da. Dacă era și fundalul, gata, mă. Da, 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 era șmecher, dar da, s-o putut. Haideți, mergeți. Bun, bun, mergem, mergem, hai. Trebuie să mă duc în... Am greșit. Ok. Cred că suspectul... am greșit. Ai greșit. Cred că ai greșit, mă. Dar Blue, ești câștigătorul primei runde. Yay! Apreciez. Mamă, e frumoasă rău, deci Blue, vino puțin încoace. Da, da, da. Asta știu și o să desenez. Înseamnă că am ales bine, uite, poftim de aici. Ce m-a bătut, bă, eu mai cream că-l bat. Eu uite, bă, mulțumesc, mulțumesc. 100 de năsoși. Dar nu-i corect, bă, că eu nu știu să desenez. Păi și acum te-ai gândit. Păi da, da, ce să... Ești la concurs de desen, mă. Hai, jos picturile, le puteți păstra, le luați acasă dacă vreți. Cum o dau jos? Rovești. Ok, ok. Așa. Bun, ia să ne gândim noi. În momentul ăsta mai avem două de alea. Vreau să luați... Sper că ne dați mai mult timp.
long canvas-ul de data asta. Aha. Da, deci okay. Cel lung. Oh, am înțeles. Nice. Da, da, da. Așa. Bun. Bun, și acum să mă gândesc aici, trebuie să mă gândesc ce tematică să avem. O mașină? Că... Nu o mașină, nu, că nu. Nu, nu, nu știu să desenez mașină, nu, calmează-te. O să fie destul de specific. Okay. O să vreau să-mi desenați o noapte înstelată, iar în fundal, foarte departe, să fie un vulcan. Un vulcan pe timp de noapte. Hai că am furat startul. Undeva să se vadă că e în fundal, undeva în spate, să nu fie în prim plan. Bun. O să vă dau câteva indicii față de prima rundă. Ar fi bine să începeți cu fundalul, ca să nu încercați să dați cu fundal pe lângă pictură când e gata, că o să dureze mult mai mult. Deci începeți prima dată cu stratul de fundal. Faceți după aia cum vreți voi stele, dacă vreți faceți pământ și cum vreți voi faceți și un vulcan, dar trebuie să se cunoască că este vulcan. Hai că asta sigur îmi iese mie, n-are cum. Vă bat aici, vă spun. Ba da. Măcar nu de la față. Cea foarte de așa. Ce faci cu aici? Bă, ia pleacă mă, nu trage cu ochiul, ce faci? N-ai voie. Nu-mi fac cu ce ai mă, ce ai? Mamă, trage cu ochiul, urât. Bă, urât, da, eu zic să fie descalificat. Nu, îmi trageam cu ochiul, mă legam la șireturi, ce ai? El deja își făcuse o bună parte din desen. Hai da, mă legam la șireturi, mă. Așa, gata. Acolo. Păi ce gata, că ai făcut stag-ul. Păi, o să vezi tu. Nu știu ce stag este cu negru și cu verde, că n-am mai văzut unul de ăsta, dar... Ăla e Uzbekistan, sigur. Mai aveți un minut și jumătate la dispoziție. Nu, oh, ok, asta e, văd, ok. S-a liniște că apreciez ce se întâmplă aici. Am observat o pictură care, sincer, o să mă dea pe spate. Mă dă deja, dar sper să vă dea și pe voi. A mea, nu? A mea, hai că e a mea. Da, cum să nu fie? Da. Aha, da, unul dintre voi, sincer, a făcut ceva, n-am mai văzut pe niciunul dintre voi să facă. Și vă zic după acum că arată foarte bine. Mai aveți 24 de secunde. Mamă. Ok, 4, 3, 2, 1 și pensule gata, jos. Gata, hai. Pensule gata, jos, oameni buni. Gata. Hai să votăm, da? Hai mă că v-am făcut la asta. Ce-a făcut băiatul ăsta? Mamă. Blue, du-te și tu după cum. Tu vezi ce-a făcut? Ah, da, stai că mă duc. Tu ce-ai făcut băi aici? Ia, uitați-vă la picturile astea și dați-vă cu părerea. Păi eu am încercat aici, frate, dar bă, ăsta trișează, mă, n-are cum, ce e asta? Ce ai, mă, cum să trișezi? Ia, vezi. Bro, nu se face așa ceva. Hai, mă. N-ai trișat, n-ai cum. Bun. O să fie, mă, trișat, ce aveți? E trișat, vă zic, cum adică cine a trișat? Uite, băiatul ăsta. Zic ei de mine, cum că ai stat în spatea mea, Pink, ai fost aici? Asta voiam să zic, aș fi vrut să vă zic să apreciați pictura domnului Rombilian, pentru că ia uitați, deci el n-a dat o singură culoare plată, a dat depth, a dat adâncime. Mamă, ce bun se vede nu, acolo zic foarte în spate. A fost telefonul și a copiat. N-am mă telefon. Da, credeți-mă că eu am fost în spatele lui și am văzut ce a făcut. Nu se poate. Este o strategie de la întâmplare și amestecă culorile pe planșă și dă efectul ăsta. Ia uite cine știe. Nu ați făcut chestia asta, deci votul meu cel puțin merge către el și vă rog să votați cum credeți. Tu ții cu omul care copiază, nu se poate. Tu ții cu omul care copiază. Nu sunt copiat niciodată în viața asta. N-am copiat. Păi ce faci? Unde? Tu unde votezi? Nu știu unde să votez încă. Păi cum adică nu știi? Ei venise aici și acum te răzgândești? Bine. Am înțeles. Păi, are dreptul să se răzgândească, păi, nu? Păi cum? Păi stai că poate se răzgândește copia. Și unul la voi. Ei, nu-mi place, mă, nu-mi suspectul place. Suspectul eu vota aici păi la tine și tu mă lași avem, așa la greu. Avem egalitate. Uite că a venit. Păi ce domnul se Pink întâmplă? Câte voturi mai schimbați, mă? Păi gata. Da, mă, ce tu schimbați? Da, mă, eu zic să câștige Robilian. Dacă nu copiați, e ok, da. Gata. Vă rog, gândiți-vă bravo. Și rămân astea voturile finale. Bravo. Astea rămân voturile finale, da. Astea, da. Bine, Robilian, vino în coace. Așa, ia să ne întrebi. Nu se poate să ceva. Eu suspectule. Te ține o minte, suspectule, că ai schimbat votul de la mine. Te ține o minte, las că ne vedem noi prin oraș. Mă amenință, poliția. Vino cu acel bilion. Da. Corect. Dacă era egal, ce se întâmplă? 50-50? I-am luat. Uite și tu ce-a făcut aici.
Bă, eu chiar da, nu știu să desenez, nu știu să pictez, eu n-am nicio treabă. Uite cum arată. Îl ameniță, îl ameniță, îl omoară. Efectiv sunt prea bun, am fost dat școala de arte, ce știi, nu v-am spus. Ultimul tip de canvas, ăla înalt. Mm-hmm. Și ia să ne gândim noi aici, pentru că toți suntem în luna Halloween-ului. Vreau să faceți ce vreți voi, cu tematică de Halloween. Rombieliane, da. Păi dar n-avem loc să construim aici ceva de Halloween. Păi trebuie să bă, un adevărat artist. Da, cum? Lucrează cu ce are. Exact. Asta avem, eu nu mă consider artist. Păi și atunci ce faci la concurs? Păi și atunci ce ești, mă? Păi am venit și eu să încerc să văd dacă îmi iese și mie. Păi și nu ți iese, și ce mai vrei? Păi ce... Da, vrei acum ce... să schimbăm concursul în mijlocul concursului? Da. Hai. Vreau să văd cel mai unic desen va primi votul meu. Acum mi-e frică de ce... Ioi. Nu uitați ce ați învățat de la Rombilian, poate vă este de ajutor. E, ce am învățat? Să trișăm. Să dați cu pensula și să faceți un fundal foarte frumos, cu mai multe nuanțe de culori. Ok, a se face ceva chiar drăguț. Nu uitați să combinați culorile, că votul meu merge la o persoană care folosește mai mult de o singură culoare. Dar nu știu cum să combin culorile, cum le combin, gen? Zi, Rumbiliane, cum se combină? Cu alea, cu plusurile alea, de alea, dai cu pensula pe acolo și se indignează și de aia. Dai cu pensula pe mai multe de astea. Așa, ok. Asta te gândești tu când te gândești la Halloween, am înțeles, Carlos, da? A, foarte frumos și la domnul Blue, băieți, nu știu. Aici e foarte greu, sincer. Ok. Acum la runda finală o să vreau ca fiecare dintre voi să ziceți și câteva cuvinte despre pictura voastră, ce simbolizează, că vreau ca toată lumea să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Timpul s-a scurs, asta vreau să văd. Toată lumea pensurile jos, dați un nume picturii și semnați-vă. Bă, dar ăsta trișează. Cum să trișezi, mă, ce aveți cu mine? Nu, nu se poate. N-are cum față de ce am făcut noi. E imposibil. Bro, ce? Nu faci de mine. Picuț. Nu știu cum face așa de frumos. Nu. Bun, ceva. Haideți prima dată Blue. Vreau Blue să ne zică prima dată ce simbolizează pictura așa, lui. Așa, deci ce simbolizează? Avem în felul următor un dovleac, niște lumânări și niște stele. Frumos cerul înstelat în noapte de Halloween cu lumânărele, cu dovlecel, cu tot ce voi trebuie. Voi trecea toți de aici, în afară de mine. Ah, toți în afară de tine, am înțeles. Da. Bun, ia uite-te la al meu. Deci, pictura mea se numește Dovleacul Nebun. Este vorba despre un dovleac care în seara de Halloween a prins viață. După cum puteți vedea, este un copac din care pică și mai plătisit frunze din astea de toamnă, da. Și el are niște rădăcini negre. Rădăcinile negre vin din pământ care îi dau lui viață. Și în spate sunt niște stele. Deci tu n-ai lipsit la ora de română când se făceau compunerea. Deci, hai că nu mă văzut nimeni. Foarte frumos, Carlos. Bă, ce mi-ai făcut acolo? Ce-am făcut? N-ai mă treabă, ce-am făcut? N-am făcut nimic. Bă, uite și mi-a făcut. Bă, ce-am făcut? Bă, n-am făcut nimic. Ce aveți, mă? Romilia mi-a desenat. Bă, eu cine n-a văzut? Nu mai, gata, mă supăr și plec, pa. Nu, stai așa, suspectule, stai așa. Mi-a stricat-o desenul. Nu pot să cred. Descalificare, nu așa, chiar așa, mă. Să stea treburile, deci Rombilian, ce are despre pictura asta? Deci, uite, am desenat-o... Afară cu tine. Bă, nu mai dați cu asta, mă. Deci, uite, e o pantomiță fericită și un dovleac mai supărat, că toată lumea... Bă, lăsați-l, bă, furară tablou. Bă, dă-mi tablou! Alo. Păi nu pot să cred, păi cum? Dă-mi tablou! Ce? N-am tablou, nu-i la... Bă, cine l-a tablou? Bă, tablou! Aaaa, bă, așa facem! Bun, suspectele zic ce simbolizează. Tablou. Bă! A, tu l-ai luat, am înțeles. Păi dacă și el mi-a desenat... Da, n-am desenat, mă, ce ai? Mai are rost să spun. Înțeleg că e un caz de vandalism aici, să înțeleg. Da, eu să votez că... Nu, mai, eu sunt supărat. Votez și eu să mă ierte băiatul ăsta. Bine, oameni buni, mergeți să votați unde vi se pare că artistul a depus cel mai mult suflet. Nu mai votez pe nimeni, m-am supărat. Hai, vreau să văd unde vă duceți, hai. Eu nu mă mai duc. Nu te mai duci. Păi du-te, bă, trebuie să votezi. Trebuie să votezi. Da. No, domnul Pink, votul dumneavoastră decide.
O să merg aici, o să merg aici, pentru că îmi e milă, îmi e milă, vandalismul ăsta, pare rău. Avem nevoie de poliție. Ceva oribil de se întâmplă în rândul artiștilor și cred eu că domnul suspectul chiar a depus mult efort, deși n-a vrut deloc să țină cont de schema cu culorile. Mie mi-a plăcut că a făcut bombonele. Da, exact. Ce bombonele frumoase. Da, uite, am și pentru el o bombonică, ia vino puțin cu acest suspectule. Bombonică. Deci fii atent, când e de aruncat ceva, repede vine și lepra asta mică, șarlatanul. Leacă-mă de aici, mă. Leacă-mă, Carlos. Leacă-mă aici. Ce, furăm? De unde furăm? Stai. La pramireasă. Da, puteți să furați. Mamă, cât m-am chinuit la desenul ăla și... Na, nu. Păi și ai câștigat, ce ai? Păi mai minți, mă, ți-o dat banii și gata, nu mai... Ia uite suspectule, uite banii acolo, 150 de dolari. Bun, luați-vă să... Banii. Nu frate banii, bă! Păi, ce faceți? Luați banii! Furt! Să aruncă cu bani! Aruncă cu bani, ce să facem? Păi deja, nu e problema mea. Vă rog să vă luați și pictura asta de aici, eu o să-mi iau restul de materiale de pictură. Domn primar! Ce? Mamă! Un cadou pentru dumneavoastră. Îmi dai mie asta cadou? Da, cadou. Foarte frumos, îmi place. Vai, urătania asta, vauleu. Da, la revedere, la revedere. O zi frumoasă, domn primar. La revedere. O zi plăcută, la revedere. Da, băi, băieți, am câștigat și eu 100 de dolari din concursul de picturi cu acest vulcan, l-am numit Vulcanoidul. Și am folosit acești 100 de dolari ca să-mi deschid propriul meu atelier de artă. Ia uitați ce am aici, galeria mea de artă proprie, unde îmi voi vinde toate picturile pe care le-am făcut până acum. Și m-am apucat și de casă deja. Deci sper că banii pe care am investit să fac asta îmi vor aduce mult profit în viitor. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like, să te abonezi. Eu am fost Romilian și ne auzim data viitoare când încerc să vând picturile. Pa, pa!